Cei trei polițiști din raionul Șoldănești care ar fi pretins mite de la niște bătrâni în curtea cărora s-ar fi depistat câteva fire de cânepă nu vor fi pedepsiți. Aceasta este poziția oficială a Ministerului de Interne, exprimată în răspunsul oferit redacției Impuls TV. Acum un an, o familie de pensionari din satul Pohoarna s-au plâns jurnaliștilor de la Impuls TV că polițistul de sector le-ar fi cerut 3.000 de lei. Oamenii cu epoleții au speriat pe gospodari că dacă nu achită suma solicitată, în calitate de pedeapsă pentru vreo 5 fire de cânepă găsite în curtea lor, ei vor ajunge la pușcărie. După reportajul difuzat de Impuls TV, Procuratura Raionului Șoldănești s-a autosesizat și a pornit o cauză penală. În aceeași zi, materialele au fost transmise după competențe Direcției Generale Teritoriale Nord, a Centrului Național Anticorupție. Tot atunci, postul de televiziune a fost vizitat și de un angajat al Serviciului de Securitate Internă, MAI. Jurnaliștii i-au transmis și oaspetului copiile explicațiilor date de către pensionari, cele scrise de polițiști, dar și fotografie plicului, în care oamenii legii au restituit banii estorcați de la bătrâni. Ține-mă ta plicul, nu mi-a spus na bani, nu știu, na, ține-mă ta plicul. Deci zic, și e în plic, deci să văd și e în plicul ăsta. Și el zice, să te uiți, e tot la loc, tot normal. S-a întors, înseamnă că încă vă 6 lei să vede câți procentele de ieri până azi, că dolarul e 12 și ceva. Că v-au dat o sumă mai mare cu 6 lei. Da, Așa cum de la eveniment trecuse mai mult de un an, dar redacția nu fusese informată despre rezultatele examinării cazului, în august curent. În timpul vizitei ministrului Dorin Recean, jurnaliștii au solicitat rezultatele anchetei în acest caz. Conform informațiilor oferite în scrisoare, procurorii anticorupție nu au reușit să obțină probe care ar confirma vina polițiștilor pe faptul coruperii. În acest context, CNA a dispus clasarea procesului penal. Polițiștii suspectați au fost eliberați de urmărire penală. Atât procurorii anticorupție cât și reprezentanții MAI au trecut cu vederea un fapt, din ce motiv polițiștii le-au restituit pensionarilor explicațiile privind cânepa depistată în grădina lor. Nu a prezentat interes pentru anchetă nici plicul în care unul din polițiști le-a restituit bătrânilor 3.000 de lei și pe care cu siguranță ar fi rămas amprentele oamenilor cu epoleți. Scopul nostru și întregimii și a Ministerului de Interne și a meu personal este să combatem flagelul ăsta cu atât mai mult în societate, dar și în rândurile noastre. Apropo, consăteanul victimelor a confirmat că le-a dat vecinilor 3.000 de lei pentru a le transmite oamenilor legii în calitate de recompensă pentru a nu fi trași la răspundere.